Pregătește o lucrare ca și cea din Valeadorra. Se pregătesc metode de intimidare care să îngenuncheze cât mai multe inimi. Se pregătesc trâmbițări care să se facă pentru închinare. E gobe de riverot. Cvai mulți din pricina fricii care înfășoară, din pricina metodelor folosite ca să aducă tiamă, mulți vor ajunge să-și plece genunchii. E gobe de riverot înaintea lucrării false, înaintea idolului ce se înalță. Dar voi, zice Domnul, cereți puterea să rămâneți în ascultare, că am să vă ridic deasupra fricii, am să vă ridic deasupra neputinței, am să vă ridic deasupra procedeilor de presiune care vor fi folosite și am să vă număr între biruitori. Și duceți această veste pentru cei dragi, că-i vremea și timpul în care trebuie cerută putere din puterea ce coboară de sus, ca să nu fiți nici îngenunchiați, nici influențați, nici intimidați, zice Domnul, ci să puteți face pașii ascultării, pentru că eu am să lupt pentru cel ce rămâne în adevăr și am să-l număr între biruitori, zice Domnul. Amin.